Emilian, ce densitate trebuie să aibă vata pe care o pun pe un acoperiș terasă? O întrebare pe care o primesc de fiecare dată. Nu alegem după densitate. Nu alegem după densitate pentru că nu este o caracteristică de performanță. Proiectarea acoperișului de tip terasă este una destul de dificilă și complexă. Eu am experimentat asta pe propria mea piele, făcând detaliile de la Smartest. Smartest este cea mai mare clădire de birouri pe structură din lemn, din CLT, unde am avut un acoperiș terasă de 2500 de metri pătrați în 7 trepte și i-am stresat pe toți pe acolo, mai ales pe hidroizolator. Dar și eu m-am confruntat cu această problemă. Știam că vine un acoperiș verde, nu știam ce greutate va avea neapărat, am estimat un interval, ne-au spus că la un moment dat o să vină cu niște fotovoltaice, dar nu erau siguri cum le fixează, cum vor fi puse și am avut foarte multe debate-uri despre ce vată să alegem. Și atunci și noi am vorbit un pic mai multe, dar uite că e o întrebare care se repetă. Este o întrebare pe care o întâlnesc de foarte multe ori. Eu, nu știu, am avut webinarul cu arhitecți chiar pe tema asta, proiectarea corectă și durabilă a acoperișului de tip terasă. Și și acolo existau oameni care întrebau la fel, ce densitate, pentru că e un lucru împământenit, așa, i-a rămas în spate acolo. Și foarte multe detalii pe care și eu le văd din diverse alte birouri, văd acolo vată propusă cu densitate. Se va pune exact. Vată cu densitatea? Pentru că înainte așa era, vată minerală bazaltică cu densitatea de 100, 120, 140, 160 și așa mai departe. Și la fel și la pereții de compartimentare, era identic. 40, 60, 80 sau 30, 50, 70 și așa mai departe, impar-par. Ce putem spune foarte clar este că între densitate și coeficient de transfer termic nu este o relație directă. Nu înseamnă că dacă e o vată mai densă, este mai rezistentă termic. Foarte bună, foarte bună observația ta. Înainte, în prezentări, aveam un slide foarte, foarte interesant. Era efectiv o diagramă, o curbă, care mi-arăta cum evoluează coeficientul de conductivitate termică în funcție de densitate. Și aveam, mai întâi mergeam pe un palier, scădea, adică era coeficientul lambda era din ce în ce mai bun până ajungeam undeva la 70 de kg pe metru cub, de asta și acustic extra e cel mai bun din punct de vedere termic, după care începeam să pierd. Adică începea în funcție de densitate, îmi creștea și pierdeam pe partea de termic. Pentru că odată crescând densitatea mult mai mare, vata are rețeaua asta filară în care prinde efectiv fascicule de aer. Exact. În interior, aer care stă în niște neapărat camere, ci în structură. Da. Și atunci, cu cât e mai tasată vata, adică mai densă, cu atât mai puțin aer pe acolo și apare de fapt conductivitatea termică primară. Exact. Dar întorcându-ne la acoperișurile noastre, unde avem acolo chiar e important să știm la ce greutate trebuie să reziste vata, adică la ce încărcări, acolo cum o putem alege. Tu ai zis foarte bine, adică am înțeles din ceea ce ai spus că aveai niște date de intrare, adică știi ce tip de acoperiș e, ce structură, păi aici clasificăm acoperișurile în funcție de, nu știu, ce e necirculabil, circulabil, acoperiș tehnic, acoperiș verde, acoperiș de care o fie. Niciodată acoperișul terasă e un acoperiș plat, orizontal. Exact, pantă 2-3%. 2-3% să se poată scurge apa. Da. Și există varianta circulată sau necirculată. Circulată înseamnă că poți să te duci, să ieși la o țigară, ai un mic părculeț acolo, whatever, sau să faci un party. Necirculată înseamnă că nu te duci decât în vizită de curățenie, de verificat sau de dronă. Iar circulată e necirculat, ci circulat e definit în standard și spune foarte clar. Circulat înseamnă că nu pot lăsa termoizolația doar cu o membrană și să încep să calpe. Pe acoperișuri circulate eu trebuie să am un strat de protecție, indiferent ce este, șapă, pietriș, acoperiș verde și așa mai departe, e cu totul altceva. Noi și în webinar și, să zic așa, cea mai mare parte din lucrările pe care le avem sunt cele pe acoperișuri necirculabile. Deci vata minerală bazaltică pe suport, tablă trapezoidală sau CLT sau placă de beton sunt din categoria sau fac parte din categoria acoperișurilor necirculabile. Iar aici le putem clasifica, adică iarăși putem să intrăm și să le clasificăm în funcție de ce? În funcție de încărcări, care îi întreba foarte bine. Ce încărcări sunt pe un acoperiș? Avem prima încărcare din stratul care se pune de protecție, care poate să fie sol, ușor, strat vegetal ușor sau greu. Da. Că am văzut și cazul în care se pune efectiv strat vegetal pământ sau pietriș, greu sau ușor, sau dale prefabricate, sau umplutură de nisip, sau efectiv o șapă cu o gresie. Deci sunt mai multe variante care pot fi puse pe trasă. Și atunci odată sunt încărcările astea
uniform distribuite care sunt între 30 și 80 de kilograme pe metru pătrat, mediu. Da. După care vine zăpada, care este între 150-200-250 de kilograme pe metru pătrat în valoare normată, asta mai vin niște coeficienți. Vântul la terase mai mult creează sucțiune, exact. Nu e importantă presiunea, adică întrage. Întrage panourile și membrana și acolo, de pe... importantă fixarea lor, după care fotovoltaice. Și apa din ploaie. A. Mai avem apa din ploaie pentru că poate să ți se adune, să băltească și să stea acolo. Așa, asta e o discuție pe care e un subiect separat din punctul meu de vedere. Managementul apei pluviale e un segment separat pe care ar trebui să-l discutăm, nu știu dacă am timp astăzi, dar e un subiect care trebuie să intri în el, să explici tot ce se întâmplă, unde, ce sunt receptori, cum se face, ce e pantă, ce e contrapantă. Ce dau seama că cu cât vorbim mai mult și cu cât mă văd mai mult cu oameni ca Emilian, îmi dau seama că sunt și mai multe detalii de transmedia. Da, și eu simt la fel. Băieți, ne așteaptă un an, anul viitor avem de băgat. Da. Așa. Revin un pic la încărcări, că tu ai menționat acele acoperișuri pe care am nisip, pietriș, șape și așa, alea sunt în categoria acoperișurilor circulabile. Dacă e să mă întorc un pic la acele necirculabile, da, cele de care vorbeam, industriale, acele acoperișuri de tip terasă unde am tablă cutată sau, dar de obicei tablă cutată, aștern, pun folia, barieră de vapori, da, aștern termoizolația, vata minerală bazaltică, pe care vin cu membrană, iar eu ulterior am pretenția ca acel acoperiș să performeze, adică să fie bun, să fie durabil. Ce înseamnă asta? Să nu am infiltrații, să nu băltească apa pe acoperiș, pe membrană, pentru că în timp îmi deteriorează reflexii solare în bălțile respective, îmbătrânește mult mai repede membrana. Uite, e un lucru pe care mulți neglijează sau puțin îl înțeleg. Un acoperiș are o durată de viață. În general, în România sau în toată lumea, durata de viață unui acoperiș este direct influențată de membrane. Pentru că membrana are o durată de viață limitată și atunci când se termină acel ciclu de viață al membranei, trebuie înlocuită. Și tu te aștepți ca termoizolația să poată să rămână pe poziție. Rocul are vată minerală bazaltică sau durata de viață vată e de peste 50 și ceva de ani, 60 de ani, într-o situație normală de exploatare în care nu... Care e protejată de apă. Care e protejată de apă, de praf, nu știu, mizerie, deformații șocuri, plastice și așa mai departe. Și atunci te aștepți că înlocuiești membrana și mergi mai departe. Adică nu intervii și schimbi termoizolație. E un cost mare pentru un acoperiș și un cost imens. Imens, exact. Și vorbim de un lucru, de niște acoperișuri acum cu performanțe termice ridicate. Pentru că suntem în era NZEB. Suntem în era în care termoizolația la acoperiș, dacă ne uităm acum pe tabelul proaspăt publicat în ultima versiune ce se consideră a fi oficială din MC001/2021 la planșet la ultimul nivel sau peste terase, noi avem nevoie de un coeficient de transfer termic maxim de 0,15, care deja este în standard de gază pasivă, ceea ce în cele mai multe cazuri impune o grosime de vată de la 25 cm, 25-30 de centimetri. Și atunci pe un astfel de pad de 30 de centimetri noi trebuie să mai venim să mai așezăm pietrișul și zăpada sau cilere, instalații, sisteme de ventilare, exact, pompe de căldură, orice vrem să ascundem pe acoperiș. Da. E de la simplu la dublu, că tot ai zis de, da, vorbim de un deci aveam 0,29 după ce 100 pe avem 0,001 din 2006 era 0,29, acum avem 0,15, adică e de la simplu, de la dublu la simplu. Sau de la simplu la dublu, hai să o punem așa. Și ce e foarte important de reținut este că, ok, avem vată minerală bazaltică pe acoperiș, ai zis, minim 20 și ceva de centimetri. Când o să avem normativul publicat, fac o mică precizare aici, normativul nu e publicat sau n-a fost publicată metodologia nicăieri, este doar pe site-ul Comisiei Europene în aprobare sau în așteptarea aprobării care va veni undeva anul viitor, sperăm, eu sper de un an de zile. De un an de zile așteptăm să fie publicată o direcție. Lumea așteaptă direcție, exact cum zici tu. Calculez, vreau să știu unde, până unde mă pot opri cu această termoizolație. Partea cu încărcările statice, ai zis foarte bine. Am încărcări statice, am încărcări din zăpadă pe care le iau în considerare. Pentru că restul, încărcări din șapă și ce ai mai zis tu, sunt la acoperiș circulabil, altă discuție și o punem separat pe aia. Dar ne întorc, încărcarea din zăpadă, încărcare... E o încărcare statică, o încărcare lentă. Foarte bine spus, foarte bine spus. Și e și demonstrat pentru că rezistența la compresiune sau încărcările statice sunt gestionate de rezistența la compresiune a panourilor.
Asta e o caracteristică de performanță. De-abia aici vorbim de o caracteristică de performanță, și anume rezistența la compresiune la 10% de formație. Adică așa se măsoară. Asta se trece în fișa tehnică, exact, și se măsoară în kilopascal. Un kilopascal înseamnă 100 de kilograme forță per metru pătrat. Da. 10 kilopascal înseamnă o tonă forță per metru pătrat. Ca și cum pe un metru pătrat eu pun o tonă. Dacă ne-am uitat la și acum dau un exemplu pur cantitativ didactic. Dacă am găsit un material la care rezistența la compresiune pentru 10% de sare este de o tonă pe metru pătrat, adică de 10 kilopascal, înseamnă că eu iau o tonă, o pun pe acel material și materialul mi se deformează cu 10%. Adică dacă avea 10 cm, el mi se va deforma 1 cm. Asta este un lucru esențial de știut, pentru că eu am mușcat-o prima oară. Unul dintre primele mele proiecte când am pus termoizolație la fundații, da, eu m-am dus repede și am calculat și pam, 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 și am văzut, ține la 700 de kilopascal, am pus casă. Ce are, bă, casa are 150 de kilopascal, era 70 de kilopascal la 10% de sare. Și după aia mi-am făcut calculele de verificare la tasări, să-mi dau seama că de fapt ok, mi-apar 2 mm tasare și sunt ok. Și asta pe un acoperiș, de exemplu, dacă tu îți pui un dita mai mamutul de instalație și ăla se lasă un pic pe o parte, nu e ok. Nu e ok. Corect. Ok, rezistența la compresiune, încărcare lentă, sunt lucruri pe care le-am explicat. Ce înseamnă încărcare lentă? Înseamnă, ai văzut, 0,1 mm pe minut, adică atât de încet se apasă pe mostra de vată bazaltică în laborator, aici, o placă de 30x30, okay, o placă metalică și încet, încet apăs cu 0,1 mm pe minut. E extrem de lent. E, cum ai zis tu, fulgi de zăpadă care se așterg încet, încet pe acoperiș. Când am ajuns la 10%, măsor. E o rezistență la compresiune. Panourile din vată încep de la 30 de kilopascali pentru terasă. Adică panourile de vată bazaltică pentru acoperire de tip terasă pornesc de la 30 de kilopascali. Ai zis, da? Tu 3, da. Ai zis tu 3 tone. 30 de kilopascali, 3 tone, 40, 50, 60, 70 și 90. 90 de kilopascali înseamnă 9 tone pe metru pătrat. Nu mai știu cât are un elefant, dar cred că vreo 6 elefanți. Dacă se... Bun, și acum întrebarea de la mine pentru tine. Care e încărcarea din zăpadă maximă în România? 250 de kg pe metru pătrat ori 1,5 factor de... Ok. Deci suntem undeva, nici nu avem limita trecută aici în panou, în slide. E o încărcare pe care un panou care, nu știu, un panou de fațadă, un panou cum e Frontro Max Plus cu rezistență la compresiune de 15 kPa ar putea să o preia liniștit. Și atunci de ce nu punem un panou de fațadă? De ce punem? Pentru că asta vreau să ajung și asta vreau să atrag atenția, că nu rezistența la compresiune determină modul în care lucrează panoul pe terasă. Pe terasă cum fac? Am tabla cutată, am suportul, vin, montez panourile de vată bazaltică, dar eu calc pe ele. Eu calc pe ele la montaj. Adică există aici, traficul, exact, există traficul pe care l-am în timpul montajului și există traficul de mentenanță, care este foarte important. Și de aici pleacă totul, de aici pleacă alegerea termoizolații sau alegerea rigidității panoului sau a încărcării punctuale, pe care o explicăm puțin mai încolo, pot să o explic și acum. Încărcarea punctuală de data asta este încărcarea dinamică, încărcarea care se întâmplă rapid. E o încărcare de undeva, dacă mi-aduc bine aminte, de 50 de milimetri pe minut. Corect? Da, 50 de milimetri pe minut. 50 de milimetri pe minut, am tot așa o mostră de vată și un cilindru de data asta de 8 cm, care simulează de fapt pantoful montatorului, muncitorului, calcă pe terasă, el apasă cu călcâie, de obicei, da. Și atunci tocul ăla de pantof mie trebuie să nu îmi creeze deformații plastice. Că întotdeauna vorbim de deformații plastice, că dacă mi-a creat o gaură în panou, în fața panoului, acolo când vin și pun membrana, îmi rămâne o gaură, se adună apa, băltește, baltă, se adună praf, noroi, care determină mai departe acumulări și mai mari și până la urmă duce la colmatarea receptorilor. Deci, de fapt, motivul principal pentru care se gândește și se dimensionează corect un termosistem la acoperiș este dat de încărcarea punctuală ce poate să apară în ciclul de realizare a acoperișului și de mentenanță. Nu neapărat de cantitatea totală de încărcare ce poate să fie pe acoperișul respectiv. Exact. Pentru că sarcinile statice din zăpadă sunt preluate fără nicio problemă, am demonstrat, am arătat, sunt prea mici. Și atunci ne raportăm la încărcările dinamice, cele care apar în timpul montajului și după montaj în exploatare. Și ăsta este mesajul pe care îl transmit. Deci nu ne uităm la densitate. Densitatea nu determină
coeficientul sau încărcarea aceasta punctuală. Noi avem produse cu tehnologii diferite, nu doar, da? Nu doar produsele de fațadă, și produsele de acoperiș vin cu acea tehnologie de tip dual density, cu strat exterior foarte rigid și mai jos un strat care preia încărcările foarte frumos. Exact cum ai în slide-ul din față, eu în care loc să mi se înfigă cilindru care are o presiune dată pe suprafața asta, am un element mai tare care îmi disipă sau îmi antrenează o suprafață mai mare ce mi apasă apoi pe materialul mai moale. Exact. Și asta este tehnologia dual density, care de fapt îmi rezolvă aceste probleme punctuale. Uh-huh. Pentru că de fapt în caietul de sarcini pentru proiectant, adică în momentul în care te apuci să faci proiectarea unei clădiri și să iei decizii de materiale, tu trebuie să ai un răspuns la întrebare ce se întâmplă după cu terasa. Exact. Adică dincolo de faptul că ți-ai pus finisajul, ce faci după? De câte ori se merge pe terasă? De câte ori se urcă? De câte ori se face mentenanță? Cine face mentenanță? Uh-huh. Cum? Sau dacă există riscul de a se pune în timp diverse echipamente acolo? Da. Eu okay. Am fost chemat, îți recunosc că am fost chemat pe șantiere de terasă, de cele mai multe ori după montaj, în situația în care mergeam pe terasă și din loc în loc erau zone moi. Și ce am observat în decursul timpului, am observat că erau chiar acele alei pe care oamenii circulau sau muncitorii circulau. Efectiv, îți dădeai seama că pe aici au fost transportate materialele, pe aici mergeau oamenii când își luau plăcile de la paletul de vată pe care l-aveau acolo. Și era, adică călcai jumătate de metru mai încolo, era tare, călcai aici, era mai moale și era membrana. Atunci când mergi în parc și vezi deja aleile pe unde se tot plimba lumea. Exact. Ok. Și atunci, da, și asta e o variantă. Ar fi o variantă ca în faza de proiectare să știi exact și să le trasezi din faza de șantier, de organizare de șantier. Asta e, aici se duc plăcile pe acoperiș, pe aici vă faceți accesul, lucruri bine organizate. E greu de ținut asta în control. Asta, management de șantier. Corect. Management de șantier. O fac. Adică i-am văzut. Sunt oameni care știu, adică montatorii de acoperiș, ei știu că la final trebuie să predea o lucrare în cele mai bune condiții, în care vata să fie dreaptă, membrana să fie așternută pe o suprafață plană, să nu se acumuleze apă. Pentru că altfel au o garanție, dar nu fiecare vine cu o garanție în astfel de lucrări și nu dorești să-ți blocheze garanția. Bun, deci am de făcut proiectarea unei acoperiș de tip terasă, care e un lucru interdisciplinar, pentru că eu ca structurist primesc de la arhitect informația că este un acoperiș de tip terasă pe care voi avea niște straturi, exact. Primesc de la instalator niște informații că voi avea niște echipamente, niște cilere și îmi dimensionez structura de rezistență, că e ca placă de beton, CLT sau, cum vedem în cazul de față, structură metalică, pentru că mai avem la hale industriale sunt acele plăci cutate. Ondulate? Da, ondulate. Este cea mai des utilizată e rapid. Soluție, e rapidă, exact. Și atunci, o întrebare a mea foarte simplă e așa, băi, de ce nu pot să iau două straturi, să iau un strat superior mai rezistent și un strat inferior mai puțin rezistent? Pentru că vorbim de suprafețe foarte mari, vorbim de diferențe de bani semnificative. Asta cu siguranță constituie o soluție, cum am zis și, o soluție împământenită, da? E o soluție pe care o găseam în domeniul construcțiilor de foarte mult timp, în domeniul acoperișurilor de tip terasă. Și de ce? Pentru că nu exista o altă soluție. Și atunci trebuia să te asiguri că la partea exterioară, acolo unde ai trafic pietonal, apui un produs cu o densitate suficient de mare astfel încât să nu se deformeze plastic, să nu ai denivelări. Așa. Da? Cu ce risc vine soluția asta combinată? Vine cu riscul că eu nu am o soluție certificată per structură, pachet. Per pachet, pentru că eu am două produse, fiecare este certificat în parte, da? Am marcat ce e pe stratul de jos, marcat ce e pe stratul de sus, știu câți kilopascal, câți newton am pe fiecare strat în parte, dar soluția se comportă total diferit. Pentru că diferă foarte mult grosimea, ce grosime am la stratul de jos, ce grosime am la stratul de sus și fiecare combinație are o altă performanță. Pe când un singur strat, monostratul ăsta de tip dual density, cum avem panourile pentru acoperișuri de tip terasă, vin clar cu un marcaj CE, în care îți spune performanța acoperișului este de 700 de newton încărcare punctuală, 50 de kilopascal rezistență la compresiune pentru calculele de care ziceai tu de proiectare, inginerie și așa mai departe. Asta este marele avantaj, ca nu mai menționez partea de montaj. Pentru că nu suntem astăzi să vorbim de montaj, de rapiditate, cât de repede montezi un strat versus două straturi. Și aici
Poate ai o întrebare pentru mine, dacă un nu strat arunc eu așa două că mi-a venit. Straturi. Exact, un strat sau două straturi. De ce un strat când un strat ar putea să aibă rosturi? Nu? Da. Și rosturi înseamnă punți termice sau ce se întâmplă acolo? Probleme. Problemele la un singur strat nu există. Nu există atâta timp cât se montează corect panourile de vată și ce înseamnă corect. Adică le pui unul într-altul. Un panou lipit, nu pins, nu făcut nu știu ce inginerie, un panou așezat unul lângă altul, ele sunt din fabrică, au o rectangularitate. Dacă adică și placa este perfect dreaptă. Placa este perfect dreaptă pentru că așa o livrăm. Da, trebuie să fie nu, placa de beton, placa de structură. Dar okay. Mai e un lucru. Da. 90% din cazuri, peste placa de beton se toarnă șapă de pantă. Uitați de șapa de pantă. Deci avem produse, avem plăci de tip pantă și contrapantă, elemente de pantă și contrapantă, care se montează peste panourile de vată bazaltică într-o grosime anume și ți-ai dat pantă și contrapantă, ai terminat orice discuție legată de posibilele punți termice pe care le poți avea datorită montajului imperfecțiunilor de planeitate și ai rezolvat. Și cum vin profilele astea de pantă? Profilele de pantă vin simplu, e un, ca un Lego, ca un, nu știu, puzzle. Sistem din ăsta de tip puzzle, exact. Am planul acoperișului, știu exact unde sunt scurgerile de apă pe care mi le doresc. Există un soft la noi în locul, luăm planul acoperișului DVG, îl introducem în program. Automat face calculele și livrăm pe șantier un pachet din asta de tip puzzle în care muncitorul, montatorul, specialistul primește planșele și știe unde să monteze fiecare element. E jucărie. Am mai scăpat de 100 de kg pe metru pătrat, da. Că ar fi avut o șapă, da. A scăpat de timpii de uscare, să stai cu ea, să se usuce, să vii exact, cu fenul, exact, cu preșul, exact. Cu whatever. Am scăpat de riscul de ploaie și am scăpat mai ales, și din punctul meu de vedere, de riscul acela de a face tăieturi imprecise, de a lăsa gap-uri efectiv între vată, pentru că 1, 2, 3 mm nu neapărat te simți. Dar de cele mai multe ori, fiind viteză pe șantier, pe terasă, corect, se lasă corect gap-uri foarte mari. Și aici managementul apei îl poți face în orice direcție, adică tu poți monta elemente de pantă și contrapantă în orice direcție, astfel încât să ai niște piramide pe terasă care să-ți direcționeze apa unde vrei tu și nu ești condiționat de absolut nimic. Bun, întorcându-mă totuși la proiectare, eu am de luat o decizie ce material termoizolant pun, pentru că mă va întreba pe mine arhitectul de rezistența vatei, pentru că eu sunt băiatul corect cu gravitația. Tu ești băiatul cu vata, eu sunt băiatul cu gravitația. La mine, la noi în cap se spar lucrurile, corect, nu? Și mă duc și dau, vin la tine, zic, ce fac? Cât ține vata? Pentru că n-am de unde să știu că e materialul tău, nu e materialul meu. Evident, de asta sunt aici și de asta mă plătește rocul. Și atunci, eu instinctul meu de proiectant mă face să mă duc să mă uit de densitate. Deci noi acum am stabilit clar că densitatea care se măsoară în kilograme pe metru cub nu îmi spune nimic de rezistență sau de forța la care îmi ține vata. De performanță. De exact performanță. Nici de performanța tehnică, termică, pardon, nici de performanța mecanică. Este doar o încărcare. E pur și simplu o greutate moartă, dead load. Exact. După care eu mă duc și mă uit la, uite, văd aici 70 de kilopascali amândouă, zic, bă, gata, am găsit vata. Și mai văd o valoare, 600 de newton și 1000 de newton. Și acum am mai băgat iarăși în ceață. Ce fac? Păi am spus de la început, e foarte importantă, e mai importantă decât rezistența la compresiune pe care o rezolv foarte simplu. 70 de kilopascali e cu mult peste orice încărcare statică pe care o poți avea din zăpadă, din alte încărcări. Și atunci mă uit la încărcarea punctuală. De ce? Pentru că încărcarea punctuală mie îmi determină durabilitatea sistemului. Înseamnă trafic de exploatare. Înseamnă exploatarea acoperișului. Eu trebuie să intervin pe acoperiș. Tu ai zis mai devreme de instalații HVAC, ai zis de panouri fotovoltaice, de nu știu, alte lucruri pe care le ai pe terasă. Trebuie să intervin. De câte ori intervin? Ăsta e lucru care determină. Și atunci de-aia mă uit la Newton. Și Newton ăștia, există niște praguri pe care noi le recomandăm. Noi clasificăm acoperișurile în funcție de nivelul de trafic. Așa. Am luat-o din Franța, nu știu, în România n-am găsit aceste praguri bine stabilite. Nivel scăzut de trafic, nivel mediu de trafic, nivel ridicat de trafic. Deci dacă am un acoperiș pe care urmează să pun elemente grele, o să pun în viitor fotovoltaice, am niște chillere pe aici pe acolo și niște instalații și știu că o să am trafic, că trebuie să fac mentenanță. De exemplu, la fotovoltaice te duci și faci mentenanță. Fie că le ștești de praf, exact, sau le speli, fie că te duci și verifici în fiecare an. Asta înseamnă cel puțin 6 intervenții pe an.
Cel puțin, adică odată la două luni te duci pe acoperiș ca să le verifici sau să le... Deci, în acel caz, aleg o vată care să aibă minim 70 de kilopascal. Poți să mergi până la 90 in extremis, nu? Dar 70-ul e dat de static. De static. De static. Iar nu aici nu mai mult staticul nu l-am. Adică aici e încărcarea punctuală. Dar mă duc la o încărcare acolo, de... Piciorușe care mi-apasă pe vată. Adică nu am niște, efectiv, niște elemente de... Dar mă uit la valoarea de 1000 de newton, care înseamnă forța care ar apărea pe acel cilindru care echivalează de fapt tot de călcare. Exact, adică mie mi-ar trebui aici cât 1000 de newton înseamnă... 100 de kilograme forță. 100? Da, asta este. 100 de kilograme forță. Adică mă uit la mine, limitez muncitorul. Bă, am pus vată de 60, 120 de kg băiatul care urcă. 100 de kg, exact. 100 de kilograme trebuie să aibă băiatul când calcă sănătos, așa că e dinamic, e încărcare dinamică. Acum am zis, 50 de milimetri pe minut, încărcare este o încărcare foarte rapidă. Da. Și o încărcare cu 100 de kilograme. Nu calcă nimeni așa, adică nu, asta e poate alergarea aia în care există și impulsul. Sau adă-și mie flexul, că l-am uitat. Da. Dar la o încărcare de 1000 de newton nu există deformare până în 5 mm. Iar până în 5 mm nu vorbim de deformații plastice. Asta adică e lucru important. Se deformează, dar și revine. E ceea ce ne dorim. E elastică, dar își revine. Dacă am trecut de pragul de deformație plastică, da, elastic-plastic, acolo s-a deteriorat, s-a rupt fibra de bazalt, mi apare gaură și atunci nu e bine. Asta e, de fapt, asta definește newtonii ăștia, 1000 de newton în încărcare punctuală. Deci dacă am toate condițiile astea posibile de chestii cât mai grele pe acoperiș, atunci îmi aleg un hard rock 1000 dual density care are o rezistență de încărcare punctuală de 1000 de newton. Da. Văd în schimb că scade performanța termică 0039. Bine, evident, mai multă fibră, mai multă piatră. Scade performanța termică, dar cresc aici pe performanța mecanică. Trebuie să știu ce vreau. Mecanic, termic, le echilibrez și de asta există pragurile de care vorbeam. Adică dacă te duci un pic mai în spate, la, să zic, 700. Nivelul mediu, da. Nivel mediu ce înseamnă? Înseamnă că am niște receptori, am o membrană simplă, adică o membrană de PVC, ce este ea, și am poate și o instalație de HVAC și atunci gata. Ăsta este sistemul optim, 700 de newton. Asta ar fi dacă aș avea lucruri medii pe acoperiș, exact. După care am 500 de newton dacă am sau nu am deloc. E un acoperiș simplu. Am mentenanță poate o dată pe an sau de două ori maxim. După toamnă, imediat după toamnă, frunze, ce se mai adună pe acolo și iarna după zăpadă curăț acoperișul astfel încât receptorii să fie eliberați și să se scurgă apa pluvială corect. 500, 700, 1000. 1000 este top în momentul de față. Există produse, vreau să menționez lucrul ăsta. Există produse în Europa la rocul care au încărcare punctuală de peste 1800 de newton. Adică ce vorbim noi aici, 1000, e light. Ce comparație. Mai pun un etaj, mai pun o casă. Nu, sunt încărcări punctuale mari pentru soluții de care ai zis tu, exact. Încărcări panouri fotovoltaice, echipamente, cine multe, are? Trafic. Băi, acum știi cum mă simt? Mă simt ca în Windows, știi? Ai rezolvat o problemă și mai apar încă 10. Corect. Sunt atât de multe lucruri pe care și eu aș mai vrea să le zic, dar nu... Pe un singur material, pe un singur detaliu, știi? Adică pe cum aleg termoizația. Și pentru că sunt foarte multe situații complexe, cu diverse tipuri de detalii, cu diverse tipuri de stratificații, cu... N-am vorbit de bariere de vapor și de hidroizolații care vin peste. Da. Soluția cea mai rapidă pentru voi, dacă aveți astfel de întrebări, este să scrieți direct către departamentul tehnic de la ROCUR, pentru că ei vă pot ajuta cel mai bine în a alege corect vata, atât pentru a avea un acoperiș termorezistent și eficient energetic, dar și pentru a avea un acoperiș durabil pe care nu se apară gâlme, lovituri, cușituri sau în 10 ani să se strice lucrurile pe acolo. Așa că dacă aveți mai multe întrebări pe partea asta tehnică, discutați direct cu cei de la departamentul tehnic, vă las link în descrierea acestui material video, puteți să vedeți în zona de text de descriere, puteți să vedeți acest material și pe capitole pentru că îl veți vedea pe bara de YouTube împărțit pe capitole. Alături de Emilian am mai tot făcut diverse materiale video pe tema termoizolațiilor cu vată minerală pentru că este un univers cumva complex și deci din produse pe care le aveți și pe mine mă pierdeți pe acolo. Încercăm să le reducem, cred că ți-am mai spus. Încercăm să ajungem exact cum am spus acum. Keep it stupid simple. Exact. Trei variante simplu pentru oricine ca să poți să alegi produsul corect. Vă mulțumesc că ați văzut acest material video și noi o să ne mutăm acum în șantier, pentru că din șantier mai venim cu o serie de răspunsuri la întrebările pe care le-am tot primit de la voi pe tema acestor termoizolații. Așa că
Spor în continuare și bineînțeles nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați like acestui material video și mai ales să dați mai departe către toți prietenii voștri.